Valul de căldură sufocant se extinde în aproape toată țara. ANM a emis noi alerte cod galben și portocaliu de caniculă și disconfort termic ridicat. S-au emis însă noi alerte de furtuni în mai multe zone ale țării. Meteorologii ANM au emis avertizări cod galben și portocaliu de caniculă și disconfort termic ridicat, dar și de furtuni violente. Astfel, în intervalul 26 august ora 18 și 27 august ora 10 va fi cod galben de instabilitate atmosferică local în zona Carpaților Orientali. Acesta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor fi începând cu orele după amiezii locale în zonele montane și pe arii restrânse în centrul, sud și est. Fenomene vizate: val de căldură, caniculă, disconfort termic ridicat. Valul de căldură va persista și va continua să se extindă. În centrul Transilvaniei, vestul Moldovei, nordul Olteniei și al Munteniei și în Dobrogea continentală va fi caniculă, iar disconfortul termic ridicat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi în general de 34-36 de grade Celsius. Valul de căldură va persista pentru a 14-a zi consecutiv. În județele Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba Hunedoara, Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Cara Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraș, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov și municipiul București, Galați, Vrancea, Vaslui, Iași și Botoșani, va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, relatează România TV.net.